În Bojdeu, ca din inima Vrancei, la 80 de ani, mama ea Voica își crește singură minune, așa cum ați văzut, dintr-o pensie de 38 de lei pe lună. Adică, dacă facem un calcul, mai puțin de un leu și jumătate pe zi. Muncește cât poate, pictează, se roagă prin versuri și cu triluri îngerești, doar pentru Dănuța, pe care nu vrea să o piardă nici în ruptul capului. Asta în timp ce părinții copilei sunt după gratii. Mai multe însă despre viața lor o să ne spună chiar bunica Voica. Ea vine alături de nepoțica ei, Daniela, iar în platoul nostru sunt deja invitații mei, domnul avocat Daniel Ionașcu și Mihai Constantinescu. Mulțumim. Vă mulțumesc! Bună seara! Bună seara. Și invit pe bunica Voica. Bună seara! Merge în picioare? Merge? Haideți să o lăsăm un pic pe jos. Așa. Hai, Daniela. Opa. Dănuță? Ce faci, măi, Dănuța, măi? Ce faci tu, fetiță frumoasă? Uite, o pun aici lângă Iuliana. Iuliana, ai tu grijă de Dănuța. Are și niște jucării aici. Ia uite, tu vrei lângă mamaie. Hai să stea lângă mamaie. Să știți că aducem cam în fiecare zi povești foarte emoționante în platoul nostru, dar sunt unele cazuri care mie îmi frâng sufletul. Povestea bunicii Voica este unul dintre acele cazuri și înainte să începem orice discuție, vreau să vă rog un lucru. Știu că sunteți foarte mulți telespectatori, prieteni ai emisiunii care locuiți în București. Adresa noastră este Ion Mihalache 174, suntem la Excelsior, în piața Chibrit, în spatele benzinăriei de aici din piață și vă spun că bunica Voica are nevoie de ajutorul nostru și o să spun concret cum. Are nevoie de pampers pentru Dănuța, are nevoie de hăinuțe, de alimente, de, știu eu, dacă aveți șampon pentru copii. Ești foarte frumoasă. Câți ani are mamaie, Dănuța? Un an și cinci luni. Deci toate lucrurile astea pentru un copilaj de un an și cinci luni. Cred că mamele știu mai bine care sunt dimensiunile pentru astfel de copilaj. Ghetuțe, nu știu, ce mai aveți pe acasă? Că de obicei părinții cumpără o mulțime de hăinuțe pentru copii și copiii cresc repede, le rămân mici, nu-i așa, mamaie? Da, mamaie, dar de cinci luni n-am luat alocație decât o dată. La locația ei. Da, a fost pe numele mama ei și nu ne-a dat-o. Am fost la domnul primar, ne-a dat 1,5 milioane, ca așa să zice că eu nu pot să zic cu 1,5 milioane. Da, noi înțelegem. M-a ajutat și el cu aia și ne-a dat o adeverință de acolo ca să-mi dea locația și nu ne-a dat-o și a trimis-o înapoi. Da. Și am trăit cu vecine, mai fata mea m-a ajutat și îmi spui, eu te aduceam mâncare și nu mâncam toate. O puneam acolo într-un copac noaptea, în ceva. Ca să stea la rece. Să stea la rece. Și mâncam puțin ca să-i dau și ei, mamă. Da. Și ea mănâncă lapte praf, nu? Mănâncă. Aveți nevoie de lapte praf? Le-am dat de vacă, mama, că n-am avut cu ce cumpăra. Mi-a dat o vecină fără bani. Fără bani mi-a dat lapte. Și ne-a adus un om lemne și nu ne-a luat bani pe ele. Acum a luat-o fata mea, cum să spun, în familie. Ca să, în plasament familial se da, numește. Da, mâncuță. Și acum a făcut actele. A făcut acum în februarie, îngine și alocația. Și îngine și ei, bănișoare. Mă ajută. N-am ce să zic. Ginele stă mai mult la mine. Apă, lemne. Ia hăinuțele fiete în sacoje, duce la fata mea, le spală, mai spăl și eu, că nu am cu ce, spăl și eu acolo într-un ligheam, că n-am nici aragaz, nici televizor, nici nimic, o singură sobă. Și nu e în casa mea, e în casa băiatului meu. Și acolo vreau să mă mut în casa mea, dar e cam dărâmată, mama, aici.
Da. Nu pot să stau, îmi pare la primăvară să mă mut acum. Dar vă e foarte dragă Dănuța. Dar nu stă mama fără ea. Și cred că nici Dănuța fără dumneavoastră. Dar nu stă nici ea, mamă. Ia uite ce lipită e de mama. I-am făcut o poezie. Ce poezie i-ați făcut? Mânuța de la gâț. Lăsați-o, lăsați-o. Frunză verde, fir mohor, sunt bătrână și am să mor. Sunt bătrână și am să mor, dar nu vreau ca să, dar nu aș vrea ca să mor. Că plânge nepoțica mea cu dor. Dacă bunica o pleca, n-are cine o legăna, n-are cine o mângâia. Eu stau noaptea, nu dormeam și pe brațele gănam. Hai să facem așa. Dănuța, ia uite ce avem aici. Dănuța. Noaptea nu dormeam, lasă așa. Și pe brațele gănam. Câteodată îi cântam, Haideți să o lăsăm pe jos, că dacă vrea să se joace, nu? O luăm din nou cu poezia mea. Da. Nu prea vrea. A plâns și mașa, nu prea vrea. Hai să punem asta. Ia uite, mama, ia uite, mama, ia uite, ia uite. Dănuța? Da, și ce faci? Uite ce frumos e peștișorul. Peștișorul? Cum o liniștiți când plânge? Nu prea plânge. N-a dormit, probabil. Nu prea a dormit, am sculat-o din somn. Haideți să o luați dumneavoastră în brațe și o să vă țină colega mea, Iuliana, microfonul, da? Facem așa. Gata, uite, ești la mamaie în brațe, gata. Haide, să punem și Suzeta, haide. Hai să punem Suzeta. Așa, bravo, gata. S-a liniștit fetița. Asta a avut ea, să stea la mamaie. Frunza verde, fir mohor. Sunt bătrână și am să mor. Dar nu vreau mai că să mor. Că plânge nepoțica mea cu dor. Dacă eu o-i pleca, n-are cine o mângâia, n-are cine o legăna. Eu stau noaptea, o legăn pe picioare, sau noaptea pe picioare, sau o legăn mamaia pe picioare. Îi mai cânt câteodată, ca să n-adormă supărată. Dor de mamă, dor de tată. Mamaia, după ce adorme, o pune pe pernă și o doarme, o verește. Și mamaia se pune și ea lângă ea și doarme mamaia cu ea. Dar mă rog la Dumnezeu ca să mai trăiesc și eu. Să nu crească supărată, fără mamă, fără tată. Mamaia dacă o pieri, ea străină v-o fi. Străină ca pasărea, milă de la nimenea. Dar părinții sunt pușcărie, ea nu știe și îi strigă. Iese pe fereastră, strigă, haide mama acasă. Și oamenii mi-au rămas. De câtă vreme o creșteți pe Daniela singurică? De 5 luni o cresc singură, mamă. Da. Și cum vă descurcați? Știu că aveți un venit de 38 de lei. Da, greu. M-a mai ajutat și fata mea. M-a mai ajutat și lumea pe acolo, mai dacă zice ceva. Este o femeie bună acolo, vecină. Vine și seara, că are un bărbat care o. Vine seara cu mâncare. Și o când în ușă și o pune pe masă și pleacă cu mâncare. Ca să nu mai știi, bărbat, să știi. N-am mai dat și față cu el, da? Ce zice, ce că crezi copcilul lui Oancea? Așa i-a zis. Și nu vine când e la casă. Fiul dumneavoastră a văzut-o pe Daniela sau n-a apucat? A văzut-o, da. A văzut-o, am fost la el. Și când m-am dus cu ea la el, a început a plânge. Și a zis, mamă, asta e de la Dumnezeu. Am 43 de ani, zice, mă gândeam că am copii și în pușcării și familie. Asta e de la Dumnezeu, trebuie să o crește. S-a rugat de mine, nu o da, mamă, nu o da. Crește-o cum ai putea, mamă, să nu ajungă străină, mamă. Cu ce o hrăniți? Mai fac ciorbă de cartofi, mai iau câte o pulpușoară de carne, mai biscuiți, mai câte ce pot, ca să iau din bani. Iau pe datorii. Și când iau banii pensioara aia, mă duc și duc. Mai ne-a dat și ei, mai știi câte ceva de la magazin. Când mă duc să plătesc, ca să nu mai plătesc câte ceva, pufulețe, o prăjitură, ceva. Da,
Cum vă descurcați cu scutecele, cu pampers-ii? Bine pus cipap. Când n-am, îi golesc și pui cârpușoară acolo. Îi spălați. Da,